La cumpărăturile din magazine, evitați să aveți sume mari de bani în numerar. Atunci când faceți plata cu cardul, tastați codul PIN cu discreție pentru a nu fi observat de cei din jur. Furturile din buzunare și gen se comit în special în locurile aglomerate. Dacă sunteți împinși, verificați-vă imediat buzunarul cu bani sau geanta pentru a fi siguri că nu sunteți victima unei înscenări a unui hoț. La cumpărăturile online, nu furnizați codul numeric personal, seria și numărul de buletin de la pașaport sau de la permisul de conducere, întrucât vânzătorul nu are nevoie de aceste informații. Documentați-vă înainte de a participa la licitațiile prin internet cu privire la obligațiile dumneavoastră în calitate de cumpărător, dar și cu privire la obligațiile vânzătorului. Examinați feedback-ul vânzătorului oferit de alți cumpărători. Dacă acesta are un istoric negativ de tranzacționare, nu cumpărați de la el. Nu oferiți niciodată informații de pe card dacă site-ul nu folosește o conexiune securizată și dacă reputația acestuia este una îndoielnică. Verificați în browser numele site-ului prin intermediul căruia plătiți pentru a observa dacă nu cumva este diferit față de site-ul original. Accesați site-ul original direct și nu prin link-uri primite prin e-mail.